Thomas Cook Neckerman revine după 6 ani în România și încheie contracte cu mai multe hoteluri de pe litoral în sistemul all-inclusiv, solicitat de turiștii germani. Aceste hoteluri vor oferi servicii all-inclusiv pentru turiștii germani începând cu 1 iunie. Prețurile vor fi de 38-43 de euro pe noapte locul în camera dublă. Pentru că fiind o piață nouă pentru Neckerman, trebuie să intrăm cu prețuri mici. Neamțul se uită la prețuri și ține cont de ele, spun reprezentanții din turism. Aceștia estimează că în acest an vor veni în România prin Thomas Cook aproximativ 5.000 de turiști germani, dintre care circa 1.000 vor alege unitățile care practică sistemul all-inclusiv. Pentru ca turiștii străini să fie mulțumiți de servicii, tur-operatorul străin va trimite la specializare în Bulgaria în luna mai 12 bucătari șef și director de aprovizionare din cadrul celor 4 hoteluri care vor opera în sistemul all-inclusiv. Turiștii care vor alege aceste hoteluri vor beneficia de 3 mese pe zi în regim bufet, băuturi alcoolice și nealcoolice, la care se adaugă sucuri și gustări în intervalul dintre mese. Subsidiara din Germania, unuia dintre cele mai mari grupuri de turism din lume, Thomas Cook, operează din acest an prin intermediul brandului Neckerman sejururi pe litoralul românesc, circuite și călătorii în orașe. Thomas Cook Group este prezent pe 21 de piețe și are 22 de milioane de clienți. Grupul deține aproape 100 de avioane, are 31 de mii de angajați și, în afară de Europa, mai activează în Asia, Egipt și Canada.